și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Roxana, iar astăzi vom face 4 snack-uri rapide pe care le puteți realiza în propria casă, de care să vă bucurați oricând pe timpul zilei. Vom avea nevoie de câteva dintre ingredientele pe care eu deja le-am pus aici, dar cu siguranță la fiecare rețetă voi arăta ingredientele și cantitățile pe care le folosesc. Majoritatea produselor pe care le voi folosi pot fi înlocuite cu altceva ce preferi tu mai mult. Ok, spun să începem! Batoanele cu ovăz, avem nevoie de 100 g ovăz, 50 g nuci, 10 g semințe de chia, 80 g piersici deshidratate, 40 g peanut butter. Recomand însă să folosiți minim 70 g de peanut butter pentru a obține o consistență mai omogenă și creamy a batoanelor. Eu am ales să folosesc mai puțin deoarece este destul de fatty și mi-am asumat că batoanele vor fi mai sfărâmicioase. Am pus totul într-un robot de bucătărie tip blender din acela de smoothie și le-am amestecat pe toate timp de 2 minute aproximativ. Desigur, puteți să folosiți și un blender din acela de mână, folosit în general la supele, creme sau la pisat. În continuare, după ce toată compoziția a fost amestecată, am luat niște forme din acelea de brioșe în care am așezat conținutul împărțit în 8 batoane în total. Cu ajutorul unei lingurițe sau a degetelor am presat compoziția în formă dorită. Puteți de asemenea să folosiți o tavă pentru a vă fi mai ușor, iar după ce țineți tava cu compoziția la frigider sau la congelator, le secționați în câte bucăți doriți. După cum am spus, eu am ales să fac 8 bucăți. Sunt foarte bune, iar ale mele au fost doar bune de mâncat după 30 de minute de ținut în congelator. A, și fiecare bucată are 150 de calorii. Începem cu mărul și almond butter. Puteți să puneți orice fel de unt doriți, eu am ales să-l folosesc însă pe cel de migdale. Spălați, feliați și ungeți bucățile de măr cu cât unt considerați. Again, să avem atenție că untul fură loc și e destul de gras. Nu e ceva complicat, dar vă promit că e foarte, foarte delicios. De data asta avem măras cu biscuiți. Deliciul copilăriei, spun mulți. Simplu. Găsim niște biscuiți vegani, îi punem într-o pungă să îi pisăm cu ajutorul unui făcăleț sau pur și simplu cu degetele. Orice vă este mai ușor. Găsiți un măr bun, îl răzuiți și amestecăm totul împreună. Bun de servit pe loc sau și după o zi în frigider, timp în care biscuiții și mărul au timp să se înmoaie. E un deliciu. Thank you.
Și ultimul snack propus e bazat pe iaurtul vegan. Aici adăugăm orice dorim. Eu am ales de data asta semințe de chia și mango deshidratat. Deservit se poate pe loc sau mai târziu scos din frigider. Acest iaurt e bun cu orice fructe sau semințe sau combinații între cele două. Există și versiunea cu vanilie acestui iaurt pe care îl puteți achiziționa de la Kaufland. Eu însă nu l-am mai găsit în stoc atunci când am dorit să-l cumpăr. Dar dacă aveți chef de un iaurt vegan dulce, acolo îl găsiți pe acesta și pe cel cu aromă de vanilie. Acestea au fost cele 4 snack-uri ușor de realizat de care vă puteți bucura acasă. Cred că preferatul meu este primul, batonul acela pe care l-am făcut, însă vă recomand totuși, după cum am mai spus, să adăugați puțin extra butter sau poate ulei de cocos dacă doriți să aibă o consistență mai zemoasă oarecum. Eu prefer să nu folosesc atâtea grăsimi în aceste batoane și atunci pe mine nu mă deranjează o consistență puțin mai crunchy sau mai fărămițoasă. Bun, până data viitoare, vă rog frumos să rămâneți sănătoși și fericiți, dați un like și un subscribe, cu siguranță vor veni mai multe videouri în viitor și vă aștept împreună pe canalul meu să-mi spuneți care sunt snack-urile voastre preferate de care vă bucurați acasă.